Vă invit să ne ridicăm în picioare, să dăm o cinste cuvântului lui Dumnezeu și vreau să citim din 1 Petru, capitolul 3, începând cu versetul 1 până la versetul 6. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Amin. Să ocupăm locurile. Azi dimineață, una dintre afirmațiile fundamentale pe care le-am spus este că sfințirea, sfințenia pe care Dumnezeu o cere, nu depinde de cultură, ci de natura umană. Dumnezeu, când trasează normele Lui pentru sfințenia bărbaților și a femeilor, El se referă la natura noastră umană și nu la cultura în care noi trăim. Nenorocirea este că cultura în care noi trăim își impune normele într-un fel, asupra comportamentului nostru, asupra modului nostru de a vedea viața și domină, este o dominantă culturală în comportamentul nostru. Așa cum bine știți, oamenii din timpul bunicilor noștri sau chiar a părinților noștri altfel se purtau, altfel se îmbrăcau, altfel vorbeau, altfel erau relațiile dintre ei decât acum generația în care noi trăim. Vom vorbi în această seară despre norme pe care Dumnezeu le are în cuvântul Lui Cel Sfânt pentru femei. Spuneam azi dimineață că Dumnezeu ține cont de natura noastră atunci când ne recomandă să fim sfinți, când ne poruncește să fim sfinți. Atât bărbații cât și femeile, noi suntem creația lui Dumnezeu, dar suntem foarte diferiți unul de celălalt. De aceea avem înclinații diferite și vedem lumea și realitatea din jurul nostru cu alți ochi, care sunt diferiți unul de celălalt la bărbați și la femei. Când discutăm în seara aceasta despre femei, despre sfințenia femeilor, vom discuta de niște tendințe generale și tendințele generale ale femeilor, domeniile problematice în sfințenia femeilor țin mai degrabă de exteriorul ei decât de interior. Așa cum ați văzut la sfințenia bărbatului, chestiunile sunt mai mult de interior. Noi nu putem însă purta Duhul Sfânt în templul Lui, în vasul vieții noastre, fără să se vadă în exterior conținutul Lui. E bine, în seara aceasta ne vom ocupa mai mult de exteriorul cu care surorile noastre au o problemă mai mare în ceea ce privește sfințenia decât bărbații. Bărbații, indiferent cum s-ar îmbrăca, el tot spiritual sau nespiritual arată în funcție de atitudinea lui, în funcție de comportamentul lui. Pentru că sfințenia bărbatului are de-a face cu poftele lui. Dacă reușește să și le stăpânească, el poate ridica mâini curate spre Dumnezeu. Dacă îl domină însă pasiunile și poftele, mâinile lui sunt murdare și le murdărește ba cu chestiuni sexuale, ba în goana după bani face afaceri murdare și își murdărește mâinile cu ceea ce nu trebuie, ba prin dezlănțuirea nervilor nu își torturează familia și copiii, sau, așa cum am învățat, prin îndoială, prin apatie, nu participă și nu se implică în lucrarea lui Dumnezeu. Găsește motive raționale să nu o facă. Găsește motive raționale să nu se roage, să nu vină la biserică,
alții sunt de vină întotdeauna că el se poartă cum se poartă. Și în ceea ce privește femeile, în contrast, problemele de care se lovește o femeie sunt mai degrabă probleme exterioare decât interioare. Iată ce spunea apostolul Pavel și ar vrea să vedeți versetul acesta în 1 Timotei 2, 9 la 10. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Acum, puțin traducerea lui Cornilescu, dacă o analizăm în lumina altor traduceri ale Sfântelor Scripturi, sare peste un termen care este extrem de important pentru discuția noastră din această seară. Vorbește despre podoaba femeilor. De exemplu, Biblia tradusă de Anania, de preotul ortodox, recent tradusă, zice: femeile cu sfială și cu mințenie să se împodobească. Să se împodobească cu sfială și cu mințenie. Când citim în Cornilescu, avem impresia că e vorba de hainele să fie cu rușine și cu sfială, dar podoaba la care se referă Apostolul Pavel este una interioară, una spirituală. Cu îmbrăcăminte decentă să se împodobească cu pudoare și modestie, spune Biblia Catolică, să se împodobească femeia cu pudoare și cu modestie. Asta corespunde foarte mult cu textul pe care Apostolul Petru îl spunea: podoaba voastră să nu fie podoaba din afară. Deci nu vă concentrați spre podoaba din afară, care stă în împletitura părului, purtarea de scule de aur sau îmbrăcarea hainelor, ci concentrați-vă să fie omul ascuns al inimii, curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Sfintele femei, de altă dată, cu asemenea podoabe se împodobeau. Acum, n-aș vrea să înțelegem greșit, Dumnezeu nu condamnă podoabele care le pune pe dumneavoastră, condamnă lipsa podoabei interioare. Când noi nu ne împodobim în sufletul nostru, în omul ascuns al inimii, cu pudoare, cu mințenie, cu modestie, cu sfială, cu cumpătare, cu un duh blând și liniștit, și ne concentrăm pe podoabele din afară, atunci suntem în pericol foarte mult, foarte mare, pentru că noi nu suntem sfinte, violăm principiile de sfințenie ale lui Dumnezeu. Observăm din textul pe care l-am afișat înainte, din Petru, că domeniile problematice pentru sfințenia feminină, pentru sfințenia vieții femeii, sunt trei și ele: podoabele, hainele și atitudine. În seara asta vom discuta pe rând despre fiecare dintre ele, vom discuta despre podoabe, primul domeniu problematic în viața femeilor, podoabele, și apoi vom discuta despre haine și, în final, despre atitudine. Încă o dată vreau să menționez, deci nu toate femeile au problemele astea, dar în general, la modul general, când e vorba de sfințenia femeii, ele au probleme în aceste trei domenii. Podoabele, interesant, podoabă, cuvântul acesta vine de la cosmeo, de unde și cosmetică în limba română, în limba engleză, nu? Rădăcina vine de la cosmos. Cosmos care înseamnă lume, ordine, aranjament, decorație. Dumnezeu a decorat, a aranjat universul, cosmosul, și atunci și femeia vrea să se aranjeze, nu? Să arate bine. Și uneori vrea să arate mai bine decât a făcut-o Dumnezeu și se preocupă foarte mult de chestiunea aceasta. Dacă ne uităm puțin la podoabe, spunem că acestea sunt trei domenii despre care vom discuta,
Dacă ne uităm puțin la podoabe, în Vechiul Testament, în istoria Vechiului Testament, găsim niște lucruri foarte interesante. La început, podoabele au fost văzute, bijuteriile, dacă vreți, au fost văzute ca și binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Erau folosite ca monede de schimb. Când nu erau bani, când nu era moneda așa, se foloseau bijuteriile, se schimbau bijuterii pe valori care se cumpărau sau se vindeau. Treptat, decorațiile acestea, nu, cosmeticele acestea au devenit mijloace de a exprima mândria și senzualitatea. Vă aduceți aminte că atunci când evreii au ieșit din Egipt, egiptenii le-au dat de bunăvoie evreilor bijuterii, le-au dat aur, le-au dat argint, obiecte foarte scumpe. Au fost binecuvântări, așa-i? Ei, ce s-a întâmplat cu aceste binecuvântări? Au devenit idol. Când Aron le-a adunat și a făcut vițel de aur din ele. Foarte ușor binecuvântările ajung idoli. Dacă vă aduceți aminte, când Dumnezeu s-a supărat foarte tare că au făcut din aurul Egiptului cu care El i-a binecuvântat, au făcut un vițel de aur, Dumnezeu a spus lui Moise, nu mai plec cu voi. Plecați singuri de azi înainte, voi sunteți un popor încăpățânat, nu mai vreau să merg cu voi mai departe. Bineînțeles, Moise a insistat și pocăința poporului a fost exprimat într-un mod foarte ciudat. Au renunțat să pună podoabele pe ei. Exodul capitolul 33, 4 la 6. Și veți vedea în tot Vechiul Testament, ori de câte ori evreii se pocăiesc, renunță să mai pună podoabele pe ei. Nu-și mai pun bijuteriile, nu se mai fardează, nu mai pun cosmetice. Okay? Este o primă reacție când ei se pocăiesc, renunță la podoabe. Toate trezirile spirituale în toate trezirile spirituale a lui Israel a fost această manifestație. Au renunțat la purtarea podoabelor care deveniseră idolii lor. Este interesant că la construcția cortului întâlnirii au renunțat la podoabe, le-au dat, au topit aurul din bijuteriile lor și au făcut uneltele cortului. Femeile au renunțat, spune Sfânta Scriptură, apoi la oglinzile lor, care erau din aramă. Pe vremea aceea, femeile nu prea erau happy, că nu se vedeau prea bine în arama aia lustruită, nu? Tot timpul o lustruiau să se vadă cumva și se vedea un chip întunecos, așa cum spune Apostolul, în oglindă, în chip întunecos. Au dat oglinzile acelea și din oglinzile femeilor, s-a construit vasul acela de aramă, care se chema Marea de Aramă, în care se spălau preoții, se sfințeau preoții, înainte să intre în slujbă înaintea lui Dumnezeu. Este foarte interesant. Deci femeile au renunțat la oglinzi ca să facă un vas de curățire pentru preoții lui Dumnezeu. La construcția templului la fel, din nou aurul a fost dăruit. Poate că în Vechiul Testament simbolul imoralității, a decăderii femeii, nu, dacă vreți, este Izabela. Apropo, cineva, un predicator american spunea zilele acestea că americanii trebuie să aleagă astăzi între Ahab și Izabela. La alegerile care urmează. E bine, Izabela asta de care vorbește și Apocalipsa, nu? Este simbolul imoralității. Asta era plină de bijuterii din cap până în picioare și vopsită de numa. O chestiune extrem de interesantă este că în cartea lui Enoch, știți că și Domnul Iisus Hristos face referință la cartea lui Enoch, apoi Iuda, în versetul 14 din capitolul lui, face referință la cartea lui Enoch. Eu regret că această carte a lui Enoch nu este recunoscută și nu a fost recunoscută de biserică, dar cei care doresc puteți să o căutați, întrebați pe sora Google, că vi-o dă, fără probleme. Iată ce spune capitolul 8, versetul 1 și 2 din cartea lui Enoch. Azael, care este unul dintre îngerii răi, nu? Satana, așa, Azael,
I-am mai învățat pe oameni să facă săbii, cuțite, scuturi, platoșe, oglinzi. El le-a arătat cum să facă brățări și podoabe, cum să folosească vopselele, arta de a-și înnegri sprâncenele, de a folosi pietrele prețioase și tot felul de spoieli, astfel încât oamenii s-au stricat. Nelegiuirea s-a întins, depravarea s-a înmulțit, creaturile încălcau orice ordin și distrugeau tot ce le ieșea în cale. Este cartea lui Enoch. Deci se pune pe seama satanei inventarea vopselelor și spoielilor, nu? Despre care, mă rog, așa spunea cartea lui Enoch. Dacă ne uităm acum în Noul Testament, avem de-a face cu o altă problemă foarte mare. În primele biserici care se formau, veneau oameni foarte săraci, din cea mai joasă clasă, dar se întorceau la Dumnezeu și oameni din clasa superioară, dintre bogații Romei, dintre bogații Imperiului. E bine, bogăția se exprima prin modul de a se îmbrăca, prin scule de aur. Doamnele romane erau specializate, aceste matrone, în niște frizuri din alea cu nu știu câte etaje, așa? Și întotdeauna puneau și scule de aur și tot felul de obiecte de aur în turnul care și-l construiau. Și femeile acestea, când intrau între sclavele care se întorceau la Dumnezeu, era un contrast foarte, foarte serios. Autorii Noului Testament insistă foarte mult între o corelație între viața interioară și cea exterioară. Dacă ne uităm mai departe la Petru și Pavel, care discută foarte mult subiectul acesta, Petru și Pavel spun așa: podoaba apreciată de Dumnezeu este omul dinăuntru. Concentrați-vă să adunați calități spirituale în omul dinăuntru și nu accentuați omul din afară. Pavel spune femeile să se împodobească cu pudoare și cu modestie. Asta este podoaba unei femei. Biblia Catolică, 1 Timotei 2:9. Petru spune: podoaba voastră să fie omul ascuns al inimii, concentrați-vă spre ăsta. Pentru că podoabele care displac lui Dumnezeu, nu? Sunt cele care plac oamenilor, nu? Oamenilor le place aurul, perlele, împletirea părului, hainele scumpe, investesc totul în asta. Ori autorii Noului Testament spune: concentrați-vă, voi femeile creștine, pentru a obține podoabele astea interioare. Nu pierdeți vremea și energia numai pentru chestiunile astea exterioare. Dacă ne uităm la realitatea de astăzi a bisericilor noastre, nu mai avem curaj să zicem nimica despre chestiile astea, nu? Pentru că cineva se va supăra, cineva pleacă, cineva nu mai vine, nu? Am probleme, nu mai dă bani la biserică, nu ne mai alege la alegeri care vin. Avem probleme foarte serioase cu chestiunea asta. Acum, și dacă am reușit, și sunt unele biserici care sunt foarte aspre cu reguli, aici nu intri cu lănțișor, cu cercei, cu și așa mai departe. Și atunci surorile își cumpără niște poșete de $3,000. Nu? Că nimeni n-a făcut regulă pentru poșete acum. Ați auzit vreo biserică ce a pus regulă la poșete când ai voie să fie mai mult de $200? Nu. Cumpărăm haine de marcă, nu? Nu purtăm, e adevărat că așa zice legea bisericii noastre, dar ne cumpărăm niște haine din alea de mii și zeci de mii de dolari, nu e așa? Avem o problemă foarte serioasă. Să nu spunem că și bărbații au exact aceeași chestiune, nu? Umblăm modești, chiar că nu purtăm cravată, că acum e la modă în ultima vreme, dar ne ducem sfințenia asta și umilința într-o mașină de $100,000. Eu n-am nimic împotriva la chestiunea asta, dar când lângă noi mor oameni care n-au ce mânca, nu? Și eu vorbesc despre umilință și despre sfințenie și îmi cumpăr o asemenea mașină, nu?
Când am citit despre John Wesley, știți că unul dintre principiile fundamentale a metodismului, care este, ei sunt strămoșii noștri, dacă vreți, noi pentecostalii ne tragem de acolo. Unul dintre principiile fundamentale era dărnicia. Dă pentru alții, ajută pe săraci. În ultimii ani din viață, John Wesley a renunțat să mai pună zahăr în ceai. 5 o'clock of tea, ceaiul de la ora 5 după masa englezului, nu? Era ceai cu zahăr și, mă rog, cu miere sau ce era, îndulceau pe vremea aia, cred că n-aveau Splenda. Așa, a renunțat să mai pună ceva dulce în ceai, îl bea așa amar cu mâini, ca să dea banii aceia la săraci. Și omul ăsta a zis, o să încrape o brazul de rușine ca la moartea mea să mai găsească cineva 5 lire în buzunarul meu. O să încrape o brazul de rușine înaintea Domnului. Cum avea ceva bani, dăruia pentru alții, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ei, noi ne cumpărăm ceasuri de 45.000 de dolari și când mi s-a lăudat unul care curea la nădragi de 2.000 de dolari, i-am spus, tu ești nebun, de-a binele. Absolut de-a binele. Louis Vuitton. Curea la pantaloni. Nu? Și atunci dacă îi ceri la ăsta 20 de dolari la colectă, sare în aer. Nu? Dacă ceri 40 de dolari să dea pentru intrare la convenție 3 zile la rând, cine de doamnă, te jefuiesc pe frați. Ia de catarama numai de la cureaua aia. Podoabele care devin mai importante decât viața spirituală. Eu nu cred că unei femei trebuie să-i se interzică să fie frumoasă. Eu cred că trebuie să fie frumoasă. O femeie trebuie să fie frumoasă. Dar frumusețea lăuntrică trebuie să fie prioritară. Să știi că dacă ai o întâlnire reală cu Dumnezeu, vei ști și cum să te îmbraci și ce podoabe să pui pe tine. Vei ști foarte bine. Și nu vei face exagerări niciodată. Problema este că dacă noi vă luăm podoabele, n-am făcut absolut nimic, că dumneavoastră o să găsiți portițe să faceți alte lucruri, să cumpărați alte lucruri, poșete de care vorbeam sau cine știe ce alte trăznăi mâine pe mine, că nu știm încotro să duce moda asta. N-am făcut nimic. Trebuie să găsim o soluție, să predicăm o Evanghelie încât oamenii să se schimbe pe dinăuntru și apoi vor ști ce se pune pe ei. Al doilea domeniu problematic al femeii este îmbrăcămintea. Aici vreau să vă dau un citat din 1 Samuel, capitolul 16, versetul 7. Este dintr-un cu totul alt context, este alegerea lui David ca și împărat, ungerea lui. Dar aici Dumnezeu spune un lucru fantastic. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii. La ceea ce izbește ochii. Domnul se uită la inimă. Spuneam azi dimineață că noi bărbații suntem creați de Dumnezeu vizual. Noi ne uităm la ce izbește privirile. Și trăim într-o societate care creează reclamă să ne izbească privirile de dimineața până seara. De la billboards-ii, la pozele din ziare, la ce apare pe telefonul tău mobil, pe ecranul computerului și așa mai departe, suntem provocați cu imagini seducătoare. De aceea, problema numărul 2 a femeii este cum se îmbracă ea. Ea va reflecta îmbrăcămintea asta interiorul ei, sau va fi o sursă de provocare pentru bărbații care sunt niște vizuali? Asta este întrebarea. Știți că oamenii în general se îmbracă din trei motive. Numărul 1, pentru plăcerea lor înșiși, ca să fie admirați. Dom'le, când mă vede cu rochea asta, să pice tot jos. Ok? O să mă simt așa de grozav când toată lumea rămâne cu gura căscată când vede rochea mea. Alții se îmbracă să fie acceptați de ceilalți. Ei se îmbracă pentru plăcerea altora, să mă accepte. Care este moda? Cum le place la frați din biserică? Ne îmbrăcăm să mă accepte frații. Să mă accepte comunitatea asta în care mă duc.
să mă accepte colegele. Dacă toate sunt dezbrăcate, o faci și tu tot la fel, ca să te accepte anturajul. Te îmbraci pentru alții, nu pentru tine. Ar trebui însă să ne îmbrăcăm ca să fim acceptați de Domnul, să fim plăcuți lui Dumnezeu, să aducem glorie lui Dumnezeu prin modul în care suntem îmbrăcați. Iertați-mă, ca și păstor am trecut prin situații foarte delicate. Țin minte că odată la o anumită biserică a vrut cineva să stea de vorbă cu mine. Și eu am un obicei, când vin surori să stea de vorbă cu mine, o chem și pe doamna mea, sau dacă nu o găsesc, las ușa deschisă la birou. Am avut dificultăți foarte tare, că sora asta era așa de dezbrăcată, că nu știam unde să mă uit. Mă uitam pe tavan când vorbea ea. Că cine știe ce îmi spunea, că m-am uitat la marfa domniei sale, nu-i așa? Pe care și-o expunea. De ce? Cum te îmbraci? Să fii admirat, să fii acceptat sau să placi lui Dumnezeu? Asta este întrebarea. Haideți să vorbim puțin despre primele haine pe care le găsim în Biblie. Prima haină despre care vorbește Biblia este haina inocenței, nu? Haina divină pe care Dumnezeu a avut intenția să umble omul în ea. Practic nu era niciun fel de haină. Idealul se pare că ăsta e. Omului nu era, erau inocenți când se uitau, nu se gândeau la prostii, erau curați. Dumnezeu a făcut haina inocenței. A doua haină, când au căzut în păcat, imediat și-au făcut șorțuri. Cuvântul este hagora, au cusut frunze, s-au apucat la croitorie, frate, și-au luat frunze de smochin, spune Sfânta Scriptură. Eu am un smochin, nu știu dacă se poate face ceva bun din ăsta, că are foarte multe găuri frunza aia. Dar șorțul ăsta este ideea omului despre haine. Este ideea umană despre modestie. Uitați-vă ce se întâmplă mai departe. În sfârșit, se pare că în Austria acum interzic musulmanilor să poarte burca aia mare, nu? Zic că mini-jupa e mult mai bună, că nu poți să ascunde pușca sub ea. În sfârșit au găsit, finally, au găsit o justificare la modul de a se îmbrăca a europeanului. Nu poți să ascunde arme sub ceea ce, de fapt, nu prea ai. Prima idee, deci, era shorts, un brâu în jurul coapselor care acoperea zona publică. Asta este ideea umană despre modestie, dacă vreți, care domină societatea în care noi trăim. Se minte că la unul dintre examenele la școală, la facultate, o colegă care era drăguță și știa de chestia asta, se ducea la examen întotdeauna cu o fusă foarte scurtă și voia să scrie cât mai sus pe tablă. Și un profesor mai bătrân, șmecher, zice: proastă, proastă, dar drăguță. 5. Deci nu știa materie, ok? Da? Dacă tot a făcut eforturi, nu? A fost răsplătită cu un 5, a fost trecută la examen. Asta este ideea umană despre îmbrăcăminte, ideea societății în care noi trăim. E bine, Dumnezeu n-a fost de acord cu hagora, cu șorțul ăsta de frunze, și le-a făcut, spune Sfânta Scriptură, haine din piele, cutonet care înseamnă tunecă cu mâneci, și lungă, cel puțin până la genunchi, ca să acopere toată goliciunea umane. Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine cu tonet din piele și a îmbrăcat cu ele. Aici vreau să vă spun că ideea asta lui Dumnezeu de a îmbrăca pe bărbat și pe femeie cu acea tunică, cu acel cutonet, a durat cel mai mult în istorie dintre toate hainele care s-au purtat în istorie. Până prin secolul al XVII-lea,
omenirea a purtat cotonet din orice cultură. A purtat o haină lungă, a purtat o mantie, a purtat o robă. Goliciunea trebuia acoperită pentru că ea stârnește poftele bărbaților. Bărbații sunt vizuali. Ei se uită la ce izbește privirea. Și Dumnezeu a învățat prima pereche cum să se îmbrace modest, cum să se îmbrace cu pudoare, cu rușine, cu sfială. Un al doilea lucru pe care îl descoperim în Biblie este că hainele trebuie să facă întotdeauna diferența între sexe. Trebuie să existe haine bărbătești și haine femeiești. Acum, spuneam că istoric, bărbații și femeile au purtat aceleași feluri de robe, dar le-au purtat diferit unul de celălalt. Bărbații își puneau partea din spate a mantalei, o duceau printre picioare și o legau la brâu. Și găsim foarte multe texte din Scriptură în care spune încingeți mijlocul. Când un bărbat își încingea mijlocul, își aduna poalele mantalei și le lega la brâu, cu brâul, și devenea un fel de pantaloni scurți. Putea să lucreze, putea să fugă, putea să se lupte. Cu roba aia nu prea putea face față, se împrindea în plug cu ea. Sau cine știe ce, la lupte nu putea să fugă, nu? Îl ajungeau dușmanii. Și atunci, bărbații se îmbrăcau în felul acesta și făceau un fel de pantaloni din roba aceea, pe când pentru femei să poarte roba în stilul bărbaților era o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Și este interzis categoric în Vechiul Testament ca femeile să poarte haine bărbătești. Dar la fel și bărbații să nu poarte haine femeiești. Aici referința se face la o altă piesă de îmbrăcăminte pe care o introduce Dumnezeu în Exodul 28, versetul 42, când preoților li se cere să poarte izmene, să poarte niște indispensabili sub această manta, sub cutonet, ca atunci când urcă sus pe trepte, nu? Să nu li se vadă goliciunea înaintea lui Dumnezeu. Și preoții erau obligați să poarte aceste izmene. Atunci când Biblia interzice purtarea hainelor bărbătești, ea se referă la modul în care bărbații purtau mantaua, dar se referă și la izmenele acestea care erau pur și simplu bărbătești. Sunt o serie de gânditori, de teologi, care studiind Sfânta Scriptură, spuneau că orice îmbrăcăminte care despărțea cele două picioarele omului era o urâciune pentru o femeie să poarte o asemenea haină. Deuteronom 22 cu versetul 5. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Ce înseamnă urâciune? Dezgust, scârbă, ceva murdar, ceva execrabil. Lui Dumnezeu îi se întoarce stomacul pe dos, dacă vreți, de asemenea chestiune. A te îmbrăca în haine de sex opus este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Ce ziceți de travestiți și transgenders și transexuali de astăzi, nu? Le facem și WC-ul special, nu? Sau pot să intre unde vor ei, depinde ce sex hotărâți ei că au. Foarte ciudat. Dumnezeu a stabilit foarte clar de la bun început, trebuie să existe o diferență între bărbați și femeie. Lucrurile se complică și mai mult, pentru că în Noul Testament, normele pe care le stabilește Dumnezeu sunt deosebit de clare. Gândiți-vă numai la faptul că Apostolul Pavel, când vorbește despre îmbrăcarea femeii, folosește un cuvânt catastole. Catastola era o haină grecească care curgea de la gât până la genunchi. Ceva care curge pe trup, ceva care învelește trupul. Asta înseamnă catastola.
De fapt, era o haină asemănătoare cu cea din Genesa pe care a făcut-o Dumnezeu, cu cutonetul. Ce se întâmplă? Hainele nu trebuie să ducă la confuzii între sexe. Nu știi ce-i bărbat sau ce-i femeie. În Corint, problema devine extrem de complicată, pentru că Corintul, fiind un port în care ancorau vase venite din toate părțile din lume, de fapt, se știe foarte clar că călătoriile astea pe mare erau școala homosexualilor. Numai bărbați, luni de zile, învățau devierea aceasta, boala aceasta, foarte rapid. Și când veneau în porturi, atunci se petrecea o confuzie totală. Este un termen pe care îl folosește Apostolul Pavel cu privire la homosexual, la femela homosexuală, a bărbaților homosexuali, îi zice malac, malacul. Vine de la partea moale, nu? Deci femela. Ce se întâmpla cu ăștia? Îți lăsau părul lung, nu? Să arate ca o cucoană, că era nevasta lui Ion, Gheorghe era nevasta lui Ion. Și atunci își lăsau părul lung și Pavel zice, este o rușine pentru un bărbat să umble cu părul lung. Este o rușine. Ăsta este unul din ăia. Să nu mai vorbesc că se vopseau, se îmbrăcau ca femeile, nu? În același timp, preotesele templelor păgâne, care nu erau decât prostituatele orașelor, prostituatele Corintului, astea se rădeau pe cap. În primul rând se rădeau pe cap pentru că era o chestiune practică. Le umpleau de păduchi, ăia care veneau de pe mare, marinarii, le umpleau de păduchi, de tot felul de boli, și atunci se rădeau pe cap că asta era mai sigur. Te puteai spăla ușor și era mai sigur. Și atunci Apostolul Pavel spune, este o rușine pentru o femeie să fie rasă, pentru că seamănă cu alea. Este o rușine pentru bărbat să-și lase părul ca o femeie, să se îmbrace ca o femeie, pentru că nu mai știm care e bărbat și care e femeie pe urmă dintre noi. Și regulile pe care Pavel le pune în Corint sunt reguli mai ales legate de o situație istorică regională cu care el are de-a face. Când scrie altor biserici, nu mai face reguli de genul ăsta și nici epistolele sobornicești nu mai abordează subiectul, pentru că Corintul avea o problemă foarte specială. Hainele duceau la confuzie între sexe. Ce să mai vorbim de hainele lipsite de pudoare, de rușine, care expun părțile corpului omenesc, nu? Am mai spus, parcă duminica trecută, chestia asta și o spun din nou. Laura Schlesinger este o autoare evreică, are o serie de cărți extrem de importante, una dintre ele este Cele 10 porunci, The Ten Commandments. Povestește că în adolescență tatăl ei a văzut-o cum se îmbracă. Și a spus, ce cu hainele astea, vrei să vinzi ceva? Și asta s-a îmbujorat, nu, Doamne ferește. Ce mă, fată, dacă nu vrei să vinzi, nu fă reclamă. Dacă nu vrei să vinzi, nu fă reclamă. Nenorocirea este că, dacă întreba pe cineva, de ce te îmbraci în halul ăsta, nu? De ce ești așa de transparentă? De ce ești așa de decoltată? De ce ești așa de cum ești? Vrei să vinzi ceva? Să spun, Doamne ferește, nu vrea să vândă nimic. Dar dacă nu vrei să vinzi, de ce faci reclamă? De ce faci reclamă? Nu știi că ai de-a face cu bărbați care se uită la ce izbește ochii? Dacă nu vrei să vinzi, de ce faci reclamă? Ce se întâmplă cu pudoarea, cu rușinea, cu decența? Ce se întâmplă cu noi? Devine normă, nu? Am fost undeva într-o biserică în Europa și nu vreau să spun orașul unde. Am dușmani suficienți aici local, vreau să mă iau și în alte părți. Am ținut o conferință de familie de câteva zile la rând și când se termina conferința l-am luat pe păstor la o parte și i-am spus, domnule, cum ai reușit să aduci atât de mulți necredincioși la conferințele astea de familie? Și omul a albit tot. Și dar n-a fost nimeni, au fost numai noștri. Atunci am albit eu. Acum, văzusem eu foarte multe lucruri la viața mea, că
am umblat mult. Dar nu mi-am imaginat că surorile noastre pot să vină la biserică atât de lumesc. De lumesc, extrem de tolerant. Nu cred că se poate plânge nimeni că am făcut observație cuiva, dar am fost scandalizat într-un fel de modul acela de șențat. Au început să-mi explice, ca să fim acceptați de comunitate, de oamenii din jur, trebuie să ne îmbrăcăm așa. Bun, dar de ce v-ați îmbrăcat la biserică așa? Vreau să vă accept eu? Sau care-i treaba? Apoi mi-au spus că în magazine nu sunt haine decente. Nu găsești, domnule, nicio roche, toate sunt scurte, transparente, despicate, Și atunci se îmbrăcau așa surorile că nu găseau altfel cu ce să îmbrace. Să fie oare asta? Ce se întâmplă cu rușinea, cu sfiala? Ei, ultimul domeniu despre care vom discuta în această seară este domeniul problematic numărul 3, nu? Atitudinea. Tot astfel neveselor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, nu? Un duh blând și smerit. Sara asculta pe Avram, nu? Purtați-vă în așa fel încât să cuceriți pentru Domnul pe bărbații voștri. Purtați-vă cu noblețe, cu gingășia feminină adecvată, să câștigați pe bărbații voștri. Ce se întâmplă? Pentru că avem de ales între supunere și rebeliune. Dacă femeile de astăzi au o problemă, dacă au probleme cu podoabele, hainele, au probleme și cu atitudinea lor. Trăim într-o societate tot mai feministă. Copiii noștri la școală au 80% profesoare și numai 20% profesori. Aproape că a dispărut meseria de profesor, numai profesoare există. Încet, încet, văd că vor să avem și președinte femei acum. Mâine, poimine, le găsim absolut peste tot, preiau conducerea, nu? Și noi, bărbații, deja începem să ascultăm de pe acum de ele. Yes, ma'am. Așa este exact cum spui. Nu? Știți povestea că într-o zi un păstor a primit acasă pe cineva care s-a plâns de nevastă sa. A, așa, și pe dincolo tot felul. Și ăsta zice, mai, să știi că ai dreptate. Ai dreptate, așa e. După vreo două ceasuri a venit nevasta lui ăsta și a început să plângă de bărbatul. Zice, nenorocire, zice, ăsta, să știi că ai dreptate, așa. A plecat asta acasă, când s-a luat nevasta de el. Bă, cum poți să spui, mă, că are dreptate fiecare, mai? Cum poți? Tu nu ești normal. Să știi că ai dreptate, a zis. Doamne, a zis că ai dreptate. Așa e. Așa e. Ai dreptate. Ce se întâmplă cu atitudinea? Atitudinea este un sentiment interior exprimat de comportament exterior. Este ceva care e în interior, care se exprimă în exterior. Omul ascuns al inimii, duhul blând și liniștit de care vorbea Apostolul Petru, este atitudinea aceea creștină a unei femei cu adevărat evlavioase. Ea se supune capului ei. Atitudinea aceasta este sfântă, spune Apostolul Pavel în Efeseni 5:22. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Este ceva ce vrea Dumnezeu de la femeile de astăzi. Biblia însă nu spune nicăieri că supunerea femeii este pentru faptul că ea este inferioară bărbatului. Nu asta. Nu este cu nimic inferioară bărbatului femeia. Ea este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu așa cum este creat bărbatul. Dar avem funcții diferite, avem slujbe diferite. Avem locuri diferite în familie, în societate, în biserică. Când nu vrem să respectăm locul pe care ne l-a dat Dumnezeu, atunci ne revoltăm împotriva ordinii divine. Standardul de sfințenie pentru femeie este respectarea rolului ei de soție și de mamă în familie. La fel, locul ei în biserică. Când respinge supunerea,
când se revoltă împotriva bărbatului, când îl manipulează pe soț, când își exprimă de obicei această revoltă prin podoabe și prin haine. Nu? Nu mai poate să zică nimic. Atunci femeia are o problemă foarte majoră cu atitudinea ei, cu sfințenia ei. Dacă ne gândim puțin la problema învelitorii despre care discută Apostolul Pavel, tot în particular pentru cultura Corintului, nu? Este nevoie de o intervenție a Apostolului Pavel. Femeile se ridicau în biserică mai presus de bărbați. Se pare că feminismul lucrase mult mai repede decât la noi. Nu? Ele conduceau, proroceau, manipulau biserica, se îmbrăcau după ultima modă care erau preotesele de la temple. Și Pavel are o discuție foarte serioasă cu această biserică, spunând că Dumnezeu a dat femeilor părul ca învelitoare și trebuie să-l poarte pe cap, nu să-l tundă. Ei, iată ce spune Apostolul Pavel aici. Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru bărbat să poarte părul lung, să semene cu malacii, să semene cu homosexuale aceia? Pe când pentru o femeie este podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Problema noastră este că nu ne place versetul ăsta, că pentru noi învelitoare este un batic. Ăsta e. E o întreagă discuție în legătură cu subiectul ăsta și nu am timpul și nici locul acum. Dar uitați-vă ce se întâmplă. Moda și direcția modei de astăzi este bărbații să fie tot mai efeminizați. Acum poartă cercei, mâine poimile se rujează, o să poarte fuste mâine poimile, nu? Devin tot mai feminini, pe când femeile tot mai bărbătești, tot mai bărbați arată. Este o direcție foarte greșită a modei. Un alt lucru care vreau să-l spun în continuare este că sfințenia femeii nu trebuie să devină sursă de scandal în bisericile noastre. Pentru că, așa cum spuneam, este mult mai ușor să vedem un lucru exterior, să vedem cum se îmbracă sau nu se îmbracă cineva și să sărim cu gura pe ăla, pentru că mânia mea nu se vede, poftele mele pe care știu să mi le ascund nu le vede nimeni, mâinile mele murdare nu le vede nimeni, nu? Și atunci bărbații fac ordine cu femeile în biserică. Și atunci Apostolul Pavel scrie următoarele lucruri pe care ar trebui să le ținem minte. Ținuta femeii în biserică este o sursă de disensiune și Apostolul spune așa că certurile în domeniul acesta sabotează sfințenia din biserică, tocmai ceea ce vor să realizeze de fapt. Vor să facă o biserică sfântă, să ceartă cu privire la modul în care se îmbracă femeile și își sacrifică sfințenia bisericii prin scandalurile care le produc. Iată ce spune Apostolul Pavel, dacă iubește cineva cearta de vorbe, dacă îi place cuiva scandalul, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericele lui Dumnezeu. Să fie foarte clar, spune el, dacă aveți chef să vă certați cu privire la îmbrăcarea femeilor, vedeți-vă de treabă că vă pierdeți sfințenia, nu este subiectul nostru. Vreau să închei cu câteva concluzii în această seară și primul lucru vreau să mă adresez tuturor surorilor din biserică. Dar înainte vreau să vă citesc versetul acesta din 1 Timotei 2, 9-10, în primul testament care a fost tradus în limba română, testamentul de la Belgrad, de la Alba Iulia, 1650 este cea mai veche traducere a Bibliei în limba română. Așișderea și muierile, într-un veșmânt de cinste, cu sfială și cu înțelepție să se înfrumușețeze pre sine, nu într-un plătirea părului, au cu aur, au cu mărgăritariu, au cu veșminte scumpe. Iată un text extrem de clar. Dacă vreți să vă înfrumușețați așa, înfrumusețați-vă cu sfială și cu înțelepciune și nu cu
lucrurile celelalte din exterior pe care sunteți tentate să le faceți. Concluzia numărul 1, un sfat pentru fiecare dintre dumneavoastră. Țineți cont că bărbații sunt vizuali, se uită la ce izbește privirea. Când te îmbraci să te duci undeva, când te îmbraci să mergi la biserică, când te îmbraci să te duci la stor, ce vrei? Vrei să vinzi ceva? Dacă nu vrei, nu fă reclamă. Nu fă reclamă. 2. Rămâneți în limita decenței, a pudorii, a modestiei. Nu strică nimănui să fie modest. Este o calitate, nu este un defect. 3. Podoabele pe care le aveți, evitați excesul. Urmăriți și aici modestia, alungați ostentația. Când întoarce cineva capul după tine, că zorzoie toate lanțurile așa, că ți le pui și unde trebuie și unde nu trebuie, este ceva wrong cu atitudinea ta. Cu atitudinea ta. Evitați excesul. Părinții noștri metodiștii, una dintre poruncile lor era aceasta, evită podoabele inutile. Inutile. Evită orice este inutil. Evită lucrurile inutile. Sunt lucruri care nu sunt utile. O verighetă cred că este utilă astăzi, pentru că știți bine, când te vede cineva fără verighetă, ești deja disponibil, nu? Când sună câte unul la mine la telefon, zice, is Mrs. Lasco available? Eu zic, no, she's married. It's not available. It's not available. Am luat-o de nevastă deja, nu e mai disponibilă. Nu mai disponibil. Dacă vrei să comunici că ești disponibilă, probabil că nu porți, nu? Dar sunt anumite obiecte care spun ceva și este bine să transmite mesajul care trebuie să-l spunem. Dar nu lucrați cu instrumente inutile. 4. Încă o dată, când te îmbraci, uită-te în oglindă și spune, dacă nu vrei să vinzi nimic, nu fă reclamă. Nu fă reclamă. Și ultimul, atenție la atitudine. Revolta ta împotriva poziției sociale, împotriva locului în familie, împotriva bărbatului, împotriva bisericii, eu știu, poate sabota sfințenia ta. Sfințenia ta poate fi sabotată de podoabele ostentate pe care le porți, de hainele care mai degrabă nu le porți cum trebuie. Și de atitudinea ta. Haideți să avem grijă de aceste lucruri, pentru că Dumnezeu spune, fiți sfinți, pentru că și eu sunt sfânt. Și Domnul să ne ajute la aceste lucruri. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să încheiem seara aceasta cu o rugăciune în comun, în care să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune, să ne dea putere, să lase pe Duhul Sfânt să ne călăuzească, să știm cum să ne decorăm, cum să ne îmbrăcăm, și ce atitudine să avem în Biserica lui Hristos. Iar noi, bărbați, să ne rugăm Domnului să ne ierte de mâinile murdare, de mânie și de apatie, mai ales, cu care am tratat Biserica Domnului și lucrarea Lui până acum. Să ne rugăm cu toții.